Eroul reportajului care vine a fost un colaborator științific al grădinii botanice din Chișinău. Are acasă propria lui grădină botanică, dacă putem să zicem așa, pe câțiva ari de teren. Acesta a plantat sute de specii rare de copaci și arbuști, dar și liane, ca în junglă. Iurie Dnestreanski a activat timp de 19 ani la grădina botanică din Chișinău, unde s-a ocupat de selecția și hibridizarea fructelor cu sâmburi. A lucrat și ca designer de landschaft și a adunat în grădina sa mii de specii de plante. Mulți îl cunosc drept colecționar de corni, pe care a început să-i cultive după o călătorie în Azerbaijan, având astăzi peste 22 de soiuri. Adoră toate fructele autohtone și îngrijește pomii asemeni celor din grădinele Versailles din Franța, lucru care îi reușește doar unui grădinar iscusit. Clasica șpalieră она позволяет иметь количество сортов, но экономия места. 50% площади за Версальским садом, там абсолютно все вот вертикальные, горизонтальные всякие шпалеры. Это классика. Iurie are o pasiune aparte și pentru coniferele pitice. Sute de specii rare au împânzit grădina bărbatului. 600-ne uchastki pozvoliayut obychnyye khvoyny tam 5-6 rasteniy vysadit. А когда карликовые, можно позволить себе и на 600, как и сотню, и 2, и 3. У меня их сейчас где-то хвойных более 500 сортов. Este un hobby ce necesită multă răbdare. Până ajunge să vadă un pui de conifer crescut, trec ani de zile. Вот эта прививка трехлетняя. Вот за 3 года все, что выросло. Не каждый вот такое растение еще может позволить высадить в саду. Ему нужно вот такое. Но это будет через 6-7 лет. Zilnic muncește la colecția sa. Nu poate ieși la o plimbare în grădină fără să ia o foarfică. Permanent are ceva de tăiat sau de corectat. Жена иногда шутит: ты бы под подушку его еще ставил на ночь, чтоб комфортнее чувствовать. В любой сад, к друзьям, к знакомым на консультацию я без инструментов в сад не вхожу. Iar pentru a spori roada, a construit căsuțe pentru osmii și albine sălbatice, ambele insecte fiind foarte utile în polinizarea pomilor. Осмия в разы качественнее опыления плодовых и качественнее и обширнее. Почему? Медоносная пчела, она в 5-6 часов вечера уже уходит в улей. Это до сумерек. Медоносная вылетает 10-12 градусов температура. Это 6-7 градусов, она уже работает. Дождик моросящий, ей не страшен. Are o grădină de toată frumusețea, însă chiar și așa, intențiile selecționatorului nu și-au finalul aici.